Vă invit să vă deschideți Bibliile la Luca, capitolul 2. Aș dori să citesc începând cu versetul 8 până la versetul 20, un pasaj care ne este cunoscut fiecarea dintre noi. Vorbește despre păstorii din câmpia Betlemului. Iată ce spune Biblia. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau destrajă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a în împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mare mulțime de oaste cerească laudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la păstori ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i auzit s au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei." Și păstorii s-au întors slăvind și pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai, cum li se spusese, amin. În această seară aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri dintr-un text pe care îl cunoaștem de foarte multă vreme. Cred că ați auzit foarte multe predici în acest text. Cred că ați auzit foarte multe lucruri frumoase, dar aș vrea să-mi îngăduiți pentru câteva minute să Vom împărtășesc ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă vis, -a -vis de uh, această grupare de oameni cu totul specială, adică de păstori. Uh, am ales acest pasaj pentru că el vorbește foarte bine despre oameni obișnuiți, așa ca fiecare dintre noi. Oameni care probabil nu vom avea niciodată numele pus într-o listă a celebrităților, oameni care niciodată nu vom fi aclamați pentru realizări ieșite din comun. Uh, Oameni obișnuiți. Păstorii din câmpia Betleemului erau astfel de oameni. Reprezentau înaintea lui Dumnezeu și reprezintă pentru noi categoria aceea de oameni obișnuiți. Știți că noi adesea avem o imagine idealizată vis-a-vis -vis de ce erau păstorii, imagine care este dată de multe ori de imaginația oamenilor. Vedem această scenă a nativității, acolo unde foarte frumos. Uh, sunt ilustrate uh, toate componentele. Îi vedem acolo pe păstori, cumva îmbrăcați frumos, vedem niște animale în jurul unui staul. Aș vrea să vă spun că păstorii primului secol erau destul de diferiți față de această imagine idealizată a noastră, uh, pentru că, în general, păstorii Cultural vorbind, în, în tradiția evreilor, păstorii erau o categorie de oameni în general singuratici, o categorie de oameni de multe ori disprețuiți de toți ceilalți, o categorie de oameni care adesea trăiau oarecum la limita societății, nu erau luați în considerare de prea mulți. De fapt, spune tradiția evreilor că mărturia lor nici măcar nu era luată în considerare dacă vroiau să depună o mărturie. Și nu erau niciun fel de elite, nu erau văzuți decât ca niște oameni de la marginea societății. Și această, acest pasaj care vorbește despre mesajul pe care Dumnezeu îl trimite păstorilor, îi găsește pe acești oameni undeva în întunericul care împrejmuia Betleemul, o ceată de bărbați care aveau grijă de turma lor, aruncând din când în când vreascuri pe un foc ca să se încălzească. Probabil erau neștiutori de carte, nu cunoșteau tora, trăiau o viață simplă, nu guvernau Iudea, nu conduceau templul, viețuiau cumva la marginea tot ceea ce era lumea civilizată de atunci. Însă noaptea lor de veche obișnuită, noaptea lor de veche a fost întreruptă de ceva extraordinar. Și mesajul meu în această după masă are câteva componente pe care le înțeleg din acest text și la care vă invit să reflectăm împreună, pentru că ele sunt niște realități vis-a-vis -vis de modul în care Dumnezeu ne vorbește. Eu cred că Dumnezeu a ales păstorii printre alții, păstorii ca să le transmită mesajul nașterii Domnului. Pentru că există câteva motive foarte clare și le înțeleg din scriptură, ne vom opri la ele. Eu cred că e ales Dumnezeu pe Păstor ca să ne învețe că în ochii Domnului niciunul dintre noi nu suntem prea neînsemnați ca El să ne vorbească. Poate ești aici și te gândești, Dumnezeu este prea mare ca să-mi transmită mie personal un mesaj. Aș dori să ne uităm la Păstor și să învățăm de la ei, de la acest grup de oameni că nici dintre noi în nicio situație nu este prea neînsemnat ca Dumnezeu să ne vorbească. Credem noi lucrul acesta. Credem că pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are un mesaj personalizat. Pe cât este de mare Dumnezeu, pe cât este de necuprins, pe cât este de măreț în tot ceea ce face, tot ceea ce este, pe atât este de bun și de extraordinar Dumnezeu, când din măreția lui reușește să-mi vorbească mie și ție și nouă, fiecăruia în mod personal. Ce învățăm de la păstori? Câteva lucruri foarte frumoase, vă recitesc versetul 8 și 9. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Până acum, absolut nimic senzațional. Și versetul 9. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Primul lucru la care vreau să mă opresc și pe care îl înțeleg citind aceste versete este acesta. Și el a fost valabil pentru păstorii de atunci și este valabil pentru noi. Și anume că Dumnezeu, ne vorbește în momente, neobișnu în, în momente obișnuite, dar într-un mod neobișnuit. Dumnezeu are capacitatea ca în momente obișnuite, să ne transmită un mesaj cu totul și cu totul neobișnuit. Citim despre păstori: ce făceau acești oameni aveau parte de o noapte obișnuită. Probabil că au avut zeci și zeci, poate sute și sute de nopți obișnuite în care nu făceau nimic altceva decât stăteau și aveau grijă de turmele lor. Stăteau trești pentru că prin natura, ceea ce aveau de făcut, trebuiau să aibă grijă de oile care erau în grijă lor. Și în această noapte obișnuită, într-o noapte care practic nu prevestea nimic, într-o noapte în care... Nu așteptau să se întâmple absolut nimic altceva decât s-a întâmplat în alte nopți. Dumnezeu, în acest cotidian, în acest obișnuit al vieților, vine și le transmite un mesaj. Cu totul și cu totul neobișnuit. Acesta este Dumnezeul nostru. Pentru că Dumnezeu va veni să-ți vorbească și să-ți transmită un mesaj extraordinar în cotidianul vieții tale. Asta e partea frumoasă când vine vorba de modul în care Dumnezeu vorbește. Noi de multe ori trăim cu sentimentul că trebuie să fim într-un loc anume. Că trebuie să facem un lucru anume, că trebuie să ne comportăm într-un fel anume, ca dacă toate aceste căsuțe ale vieții noastre le bifăm, atunci probabil că Dumnezeu se va uita spre noi și ne, și ne va vorbi. Vestea bună, dragilor, în seara aceasta este că Dumnezeu ne vorbește în momente obișnuite. Într-o seară ca și aceasta, într-o seară de ajun, când ai venit la casa Domnului, Dumnezeu îți poate vorbi ceva extraordinar. Asta li s-a întâmplat păstorilor. Într-o noapte obișnuită, într-un moment obișnuit al vieții lor, Dumnezeu le-a transmis un mesaj neobișnuit. Cum se întâmplă asta? Cum de știe Dumnezeu să vină la noi uh, cu un mesaj extraordinar în cotidianul vieții uh, noastre? N-ați trăit niciodată momente în care Dumnezeu v-a vorbit când vă așteptați cel mai puțin? N-ați trăit niciodată momente când dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu ți-a dus ceva în minte sau dintr-o dată Dumnezeu citind Biblia <coughs> ți-a descoperit ceva ce n-ai văzut niciodată și ți-ai seama că într-un moment obișnuit, când citești Biblia poate și ai un timp de părtășie cu Dumnezeu, dintr-o dată Dumnezeu îți face parte de o revelație extraordinară. Asta s-a întâmplat păstorilor și îmi doresc din toată inima ca să ni se întâmple și nouă în fiecare zi. În cotidianul vieții noastre, da, Dumnezeu vorbește cum vrea El, când vrea El, dar în cotidianul vieții tale, în obișnuitul, vieții tale, Dumnezeu vine și îți vorbește. De ce sau cum face Dumnezeu asta? În primul rând, modul în care face Dumnezeu asta este că Dumnezeu știe exact locul unde să-ți vorbească. Asta înseamnă că Dumnezeu știe exact unde ești și știe exact ce nevoi ai. O noapte care nu promitea nimic, dintr-o dată se transformă într-o explozie de bucurie cerească. Știți care e partea cea mai frumoasă a lucrurilor? Dumnezeu știe exact unde ești în seara asta și vine acolo să stea de vorbă cu tine. Știe dacă ești căzut în deznădejde, știe dacă ești căzut într-un eșec, știe Dumnezeu dacă tu cauți un răspuns la o întrebare, știe Dumnezeu exact locul unde te afli, pentru că ești aici nu la întâmplare, pentru că ești aici pentru că așa a planificat Dumnezeu. Dumnezeu știe exact locul și punctul în care ești în viața ta. Dumnezeu a știut unde sunt sunt păstorii și nu doar fizic. A știut unde sunt păstorii în ceea ce privește relația lor, cunoașterea lor, lumea din jur. Aș vrea să înțelegem, dragilor, în această seară că Dumnezeu știe exact unde suntem. Poate te-ai întrebat și zici, Doamne, nu vezi prin ce trec, nu vezi lucrurile pe care le trăiesc. Vreau să te asigur de faptul că Dumnezeu știe exact locul unde ești. Și mai ceva, Dumnezeu îți vorbește neobișnuit într-un într moment normal al vieții, pentru că nu doar știe locul unde ești, El știe exact și timpul când să-ți vorbească. Știți că Dumnezeu nu vine prea repede și nu vine niciodată prea târziu. Dumnezeu este expert în a ne vorbi, Acolo unde suntem, adică la locul unde suntem, și atunci când avem nevoie ca El să ne vorbească. Puteți să vă gândiți la măcar un moment din viața voastră când Dumnezeu va vorbi la timpul potrivit? Ne putem gândi și să spunem, Doamne, ce bine că ai venit înaintea mea și mi-ai vorbit. N-a fost nici prea repede și cu siguranță n-a fost nici prea târziu. Timpul potrivit. Dumnezeu ne transmite mesajul neobișnuit pentru că știe unde suntem și știe când avem nevoie de el. Romanii asupreau poporul lui Israel la această vreme când se scriu aceste cuvinte. Poporul lui Dumnezeu era sub uh, talpa și opresiunea romană, pentru că Imperiul Roman exercita o, o influență și o putere și un control absolut asupra uh, tot ceea ce însemnea Israelul la vremea aceea. Recensământul, dacă veți citi contextul Bibliei, era în plină desfășurare. Oamenii se duceau dintr-un loc în altul să se înscrie. Așa, așa începe capitolul 2 uh, din. Uh, din Luca, oamenii mergeau pentru că romanii trebuiau să controleze totul. Recensământul era necesar nu doar ca să se știe numărul exact al evreilor, ci recensământul era mai important de dus la îndeplinire pentru că romanii vreau să știe exact câți bani pot lua din taxe de la cetățenii evrei. De asta trebuiau să meargă la recensământ. Și Dumnezeu, în mijlocul acestei, acestui tumult, a găsit momentul potrivit ca să vorbească păstorilor. De ce? Pentru că Dumnezeu știe și locul, Dumnezeu știe și timpul și mai mult decât atât, Dumnezeu știe și modul în care să vorbească. Puteți spune că Dumnezeu știe exact să ne vorbească pe limba noastră? Dacă veți citi contextul nașterii Domnului, veți vedea că Dumnezeu a vorbit fiecarei categorii de oameni pe limba lor. Magilor le-a vorbit prin o imagine pe bolta cerului, au văzut o stea. Dacă magii ar fi avut parte de o revelație angelică, poate că venind de acolo, din, din ținutul de unde erau ei de origine, ar fi ridicat o sprânceană, dar Dumnezeu le-a vorbit pe limba lor, a pus o stea acolo pe care ei, fiind astronomi, au reușit să o identifice. Le-a vorbit păstorilor, nu arătându-le Ostia undeva, pentru că sunt sigur că păstorii care vedeau bolta cerului plină de stele în fiecare noapte, cu siguranță n-ar fi remarcat o stea în plus. Să fi zis unul dintre, uite, a apărut o stea în plus. Nu le-a vorbit printr-o prezență angelică. De ce? Pentru că Dumnezeu știe modul în care să-ți vorbească. Cum vorbește Dumnezeu? De ce știe, sau cum știe El modul în care să-ți vorbească? Îmi place tare mult că Domnul s-a oprit la păstori. Pot să vă dau doar câteva exemple ale modului în care Domnul Isus s-a oprit exact acolo unde era nevoia. Era în ierihon. Popularitatea Domnului era la maxim. Și știți ce a făcut Domnul Isus? Înainte de cruce a trecut prin ierihon și s-a oprit sub un dud, pentru că acolo era Zacheu. Mulțimile de oameni îl înconjurau, sorbeau cuvintele Domnului, așteptau ca Domnul să vorbească, pentru că ori de câte ori vorbea Hristos, se scria Biblia în timp real. Și Hristos a avut timp să se oprească sub acel dud și să-i zică lui Zacheu, e timpul să stăm de vorbă. Hristos s-a oprit lângă o procesiune funerară în care... Era o mamă înlăcrimată care își ducea la mormânt fiul. Hristos s-a oprit și l-a înviat pe acel fiu al văduvei. Hristos s-a oprit uh, pentru câteva clipe în trecerea lui prin Samaria, pentru că acolo era o fântână și era o femeie. O femeie care venea zilnic să scoată apă, dar problema vieții ei nu era că era însetată neapărat să bea apă, ci setea sufletului ei era mai mare decât setea trupului. Hristos s-a oprit la Betesda, pentru că acolo era un oloc din naștere, care încerca să ajungă de multă vreme la apă și nu putea să ajungă. Hristos a oprit în dreptul lui Martimeu, pentru că deși era orb, prin ochii cledinței l-a văzut pe Hristos. Hristos s-a oprit pe țărmul Mării Galilei, pe care, pentru că acolo era un Petru dezamăgit. Că pescuise o noapte întreagă și n-a prins nimic. Hristos s-a oprit lângă el. Hristos s-a oprit la casa Martei și Mariei în Betania, pentru că acolo era un oarecare Lazar pe care el îl iubea. Dumnezeu ne vorbește în mod obișnuit, însă Dumnezeu are un mesaj cu totul special. N-ai vrea ca în seara aceasta mesajul învierii să devină pentru tine un mesaj special. N-ai vrea ca într-o seară ca aceasta, într-o. Seară obișnuită de biserică. Da, este sărbătoare, dar este o seară obișnuită de biserică. N-ai vrea ca Dumnezeu să-ți vorbească ție ceva în mod neobișnuit. Pentru că El știe unde te afli în viața ta spirituală, El știe timpul în care tu ai nevoie de un mesaj și El știe exact modul cum să-ți vorbească. Ăsta este primul lucru. Hristos, Dumnezeu, a ales păstorii pentru că prin ei ne învață că El vorbește. În momente obișnuite din viața noastră, dar într-un mod neobișnuit. Al doilea lucru îl văd citind versetele 10 și 11. După ce păstorii au fost înfricoșați de imaginea angelică și de tot ce se întâmplă acolo, zice Biblia, Îngerul le-a zis: Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul și spune el: Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, vi s-a născut un mântuitor. Voă, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. În al doilea rând, Dumnezeu ne vorbește nu doar în momente obișnuite, cu un mesaj neobișnuit, ci Dumnezeu, în al doilea rând, ne atrage spre lumea Lui, pentru că fără El suntem pierduți în lumea noastră. Hristos a venit și le-a vorbit, Domnul a trimis sângerii și le-au vorbit păstorilor. Pentru că Dumnezeu dorește întotdeauna să ne atragă pe fiecare spre lumea Lui, pentru că fără El, noi suntem cu toții pierduți în lumea noastră. Ca oameni fără Dumnezeu, vreau să vă spun, suntem pierduți în lumea noastră. Poate crezi că ești bine, poate crezi că ești stăpân pe viața ta, poate crezi că totul este bine cu tine, dar vreau să-ți spun că fără Dumnezeu ești pierdut în lumea ta rătăcești într-o lume a iluziilor, Pentru că fiecare dintre noi, înainte ca să ne fie atras Dumnezeu spre lumea Lui și în lumea Lui eram pierduți în lumea noastră. Mă gândesc că nu degeaba le-a zis păstorul, le-a zis îngerul păstorilor, nu vă temeți. Pentru că Probabil prima lor reacție a acestor păstori, văzând această manifestare angelică a fost Dumnezeu, ne va lovi și ne va pedepsi. Pentru că, într-un mod sau altul, noi oamenii avem conștiința aceasta sădită în noi de Dumnezeu, pusă acolo de Dumnezeu, prin care știm când facem bine și știm când facem rău. Conștiința este acel cântar, acea balanță perfectă pe care Dumnezeu a așezat-o în ADN-ul nostru, în esența firii noastre ca oameni, care ne dă echilibrul. Pentru că fiecare dintre noi, știm când facem bine și știm când facem rău. Este conștiință, e ce a pus Dumnezeu în noi. Și păstorii, văzând această manifestare supranaturală, prima lor reacție a fost de teamă. Dumnezeu a venit la noi și ne va pedepsi pentru păcatele noastre. Dar Dumnezeu nu a venit să-i pedepsească pentru păcatele lor, ci Dumnezeu a vrut să-i atragă în lumea Lui. Dragii mei frați, stimate surori, domnilor și doamnelor care ați venit în casa Domnului, la poarta cerului, este locul unde Dumnezeu vrea să te atragă în lumea lui. Dumnezeu nu este aici prezent în seara asta ca să mă distrugă, să mă nimicească. El ar putea să o facă. Fără mare efort. Eu nu sunt decât un vârf de praf în magnitudinea universului, dar Dumnezeu nu e aici în seara asta ca să-mi facă rău, ci Dumnezeu vrea să mă atragă din lumea mea unde sunt pierdut, în lumea lui unde poate să-mi dea un sens și o direcție. Cum face asta? Ce înseamnă Poate cineva o să fie ofensat și o să zică, dar de unde știi pe unde sunt eu? Vreau să vă spun fără să ofensez pe nimeni și vă rog să mă iertați că o spun cu subiect și predicat, dar fără Dumnezeu suntem pierduți în lumea noastră, indiferent cine suntem, indiferent de realizările pe care le avem. Ce înseamnă să fii pierdut în lumea ta? Se va întreba cineva. Știți ce înseamnă să fii pierdut în lumea ta? Lași ca nevoile tale reale să fie întotdeauna ascunse de aparențele exterioare. Și noi suntem artiști la asta. Nevoile noastre reale întotdeauna le ascundem în spatele unor aparențe exterioare. Adică nevoile noastre reale diferă foarte mult de ceea ce afișăm în exterior. Paradoxul existenței umane este că desiori nu ne dăm seama cât suntem de pierduți fără Dumnezeu. A fi pierdut în lumea ta înseamnă să lași ca nevoile tale reale să fie ascunse în spatele aparențelor. Și noi ca oameni am spus, facem lucrul ăsta adesea. Este un pasaj în Scriptură, vorbește despre un bogat căruia i-a rodit țarina. Și el este exemplificarea, personalizarea omului care are hambarul plin și sufletul gol. Pentru că, fără Dumnezeu, ești pierdut în lumea ta și, deseori, faptul că suntem pierduți în lumea noastră, încercăm, ca pe, în partea exterioară a existenței noastre, să ne mascăm nevoile noastre reale. Ce înseamnă să fii pierdut în lumea ta, înseamnă să lași. Ca adevăratele tale nevoie să fie mascate de o aparență ex exterioară. Și mai ceva înseamnă să fii pierdut în lumea ta, înseamnă să lași ca lumea și diavolul să sădească în tine obsesia lipsurilor, materiale mai ales. Trăim într-o generație în care lumea care ne înconjoară, diavolul, a reușit să sădească în noi obsesia că nu avem destul. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă, hai să ne uităm la noi înșine și apoi la cei din jurul nostru. Nu e așa că suntem obsedați de ideea că nu avem destul. Ne mai trebuie încă un job, ne mai trebuie încă un salar, ne mai trebuie încă un credit. Cumva diavolul a reușit să sădească în noi obsesia asta că nu avem destul. Dar făcând asta nu facem decât să ne afundăm în pierzarea noastră, în propria noastră lume. Uh. Și mai ceva, suntem pierduți în lumea noastră, nu doar atunci când ne mascăm nevoile reale, nu doar atunci când lăsăm să fim copleșiți de ideea că nu avem destul, mai facem ceva, lăsăm ca Dumnezeu și spiritualitatea să fie în viața noastră, dar doar dacă avem siguranța că Dumnezeu ne asigură succesul. Haideți să vă spun altfel. Dumnezeu are loc în viața mea doar dacă este un agent care mi asigură succesul ni l trebuie pe Dumnezeu câtă vreme ne binecuvântează. Dacă nu, El cu ale Lui, eu cu ale mele. Și atunci suntem pierduți în lumea noastră. Și bisericile sunt pline în generația asta de oameni care zic, mă pocăiesc dacă Dumnezeu mă binecuvântează. Dar dacă continui să trăiești cu salarul mediu pe economie, te mai pocăiești? Mă pocăiesc dacă Dumnezeu îmi dă și îmi face. De ce? Tot pierduți în lumea noastră suntem. Pentru că aceeași mentalitate a bogatului căruia ai rodit țarina. Da, mă întorc la Dumnezeu. Dar Dumnezeu este pentru mine sursa succesului. Iar dacă El nu o face, atunci El cu ale Lui și eu cu ale mele. Asta înseamnă să fii pierdut în lumea ta. În iureșul nebun al lumii în care trăim, dragilor, dragi creștini, frați și surori, doamnelor și domnilor, în iureșul nebun al lumii în care trăim, nu mai avem timp să ne punem întrebările esențiale, existențiale. Sunt pierdut fără Dumnezeu. A, știți care e partea frumoasă? Însă Dumnezeu face primul pas. A venit la păstor și le-a spus, voi în lumea voastră sunteți pierduți, nu trebuie să veniți în lumea mea. Asta face Dumnezeu în seara asta și îți zice, fără Dumnezeu ești pierdut în lumea ta, n-ai vrea să vii în lumea lui, unde să-ți găsești sensul. De ce au vorbit Dumnezeu păstorilor? Foarte simplu. Pentru că în momente obișnuite, cât se poate de obișnuite, el are un mesaj fantastic pentru fiecare dintre noi. Doi, în lumea noastră știe că suntem pierduți. Dumnezeu știe asta. De aceea ne atrage spre lumea Lui. Nu ne nimicește, nu ne distruge. Și vreau să închei cu un ultim gând în această seară. Și îl găsesc în versetul 12. Atât de frumos este textul acesta și citesc versetul 12 și câteva versete pe finalul pasajului pe care l-am citit. Îngerii le vorbesc păstorilor atât de frumos, îngerul le spune, iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc, înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și după ce pleacă îngerul de la păstori și se termină revelația asta extraordinară, și ce fac păstorii? Versetul 16. S-au dus în grabă și au, înainte de a se duce, versetul 15, au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem. S-au dus în grabă, versetul 16, și au găsit. Ce au găsit? Au găsit exact, așa cum le spusese îngerul. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Adică au spus celor de acolo, Mariei, lui Iosif, ceea ce îngerii le-au vestit. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Versetul 18 și păstorii s-au întors să vin pe Dumnezeu. Vreau să închei cu al treilea motiv, cred eu, pentru care Dumnezeu i-a ales pe păstori ca oameni obișnuiți și ca model și ca ca dovada faptului că niciunul dintre noi nu-i prea neînsemnat, ca Dumnezeu să ne vorbească, cred că, în al treilea rând, Dumnezeu i-a ales pe Păstor să le transmită acest mesaj și este pentru că Dumnezeu a ales să transforme mesajul universal al nașterii lui Hristos într-o invitație personală. Reușești să vezi de aceste sărbători că mesajul universal valabil pentru toți oamenii, adică Hristos s-a născut astăzi în cetatea lui David. S-a născut un mântuitor și spun îngerii atât de frumos, vouă vi s-a născut. N-ai vrea ca acest mesaj universal al nașterii lui Hristos să devină invitația personală a lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine? Pentru că de multe ori noi acceptăm ideea universalului. Da, s-a născut un Mântuitor. În proporție relativ mare, dacă întrebi pe orice român, în preajma acestor sărbători, în zilele acestea, ai șanse destul de mari să știe despre cei Crăciunul. Ai șanse suficiente să nu știe despre cei Crăciunul. Dar vorbesc optimist într-un fel, că totuși ne numim o națiune de oameni creștini. Ai șanse mari să zică cineva mai, s-a născut Hristos. Dar ăsta e mesajul universal. Până la urma urmei ar trebui să știm Căci Hristos trebuie sărbătorit de Crăciun. Crăciunul este despre Hristos, nu despre un moș cu barbă albă și un sac. Ai șanse să ți se spună, da, se naște Hristos, sărbătorim nașterea lui Hristos, dar câți oare, câți oare pot să ia acel mesaj universal și să-l facă pentru ei o chestiune personală. Asta a făcut îngerul. Mesajul universal astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor. El nu este doar al evreilor, el este al tuturor. Dar vouă vi s-a născut. Dumnezeu transformă mesajul universal într-o invitație personală. Și închei spunându-vă cum face Dumnezeu acest lucru. Asta e partea frumoasă a mesajului nașterii Domnului. În cetatea lui David vi s-a născut vouă, un mântuitor. Dumnezeu personalizează mesajul. Nu este doar acel mântuitor pentru toți ceilalți, este și pentru mine. Cum uh, se întâmplă acest lucru? Știți ce văd eu aici? Foarte clar se vede din citirea textului și doar la o simplă lectură. Știți ce înțeleg eu și vreau să vă spun și vouă. Dumnezeu întotdeauna confirmă la final ce a spus la început. Credeți voi lucrul ăsta? Ce zice Dumnezeu la început, întotdeauna el o să confirme la final. Păstorii au auzit mesajul, s-a născut și s-au dus să vadă. Și știți ce au descoperit? Că ce au zis Dumnezeu la început, se confirmă întotdeauna la final. Asta știți ce înseamnă pentru noi? Că putem avea încredere în tot ce spune Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu veghează ca să împlinească ceea ce promite. Asta înseamnă că descoperirea divină te duce întotdeauna la revelație personală. Asta înseamnă că Dumnezeu nu creează iluzii. Dumnezeu nu este un vânzător de iluzii, ci Dumnezeu ceea ce spune împlinește cu adevărat. Și lucrul ăsta ar trebui să ne bucure. Ar trebui să înțelegem că într-o lume în care oamenii au adevăruri parțiale, ar trebui să înțelegem că într-o lume în care oamenii spun lucruri parțial, ca să nu spun că spun neadevăruri, Dumnezeu este Cel care nu creează iluzii false. Dumnezeu ceea ce spune și împlinește slăvit să fie numele Lui. De aceea eu cred că Dumnezeu a luat mesajul universal și l-a personalizat și le spune păstorilor, mergeți și vedeți pentru voi. Pentru că El întotdeauna confirmă la final tot ceea ce a spus de la început. Dragostea Lui Dumnezeu nu ține niciodată de situația în care suntem. Pentru că Dumnezeu garantează cu însăși persoana Lui tot ceea ce spune. Dumnezeu nu reacționează în felul oamenilor, Dumnezeu nu se schimbă în felul oamenilor, Dumnezeu nu e dependent de nimic din ceea ce fac oamenii, Dumnezeu este suficient în sine însuși, Dumnezeu nu obosește în a face bine, Dumnezeu vorbește și cheamă omul în mod constant. Și mai un ultim lucru pe care vreau să-l rețineți. Și ce au făcut păstorii? După ce au auzit mesajul, s-au dus și au văzut. Într-adevăr, Dumnezeu a confirmat ceea ce a spus la început. Și mai un lucru pe care vreau să-l spun este că Dumnezeu ne vorbește nouă pentru ca noi să avem ce spune altora. Și ce zice Biblia? După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat. De ce s-au mirat? că nu i mai văzut păstori în viața lor. Bă, da, sunt sigur că nu a fost prima oară când au văzut păstorii de, la, de lângă Ierusalim. S-au mirat de cele spuse de păstori. Știți de ce ne-a dat nou Dumnezeu mesajul mântuirii, dragii mei? Și ni l-a dat nouă tuturor. Este pentru că după ce Dumnezeu ți-a vorbit ție și mie, o face pentru ca noi să avem ce spune altora de sărbătorile astea, spune altora despre ce este Crăciunul. Bucură-te, mănâncă cozonaci cu limită și toate celelalte lucruri. Dar Dumnezeu le-a vorbit păstorilor ca ei să aibă ce spune altora. Dumnezeu ne vorbește nouă ca noi să avem ce spune altora. N Ați vrea să înțelegem niște lucruri simple în această seară și anume că Dumnezeu i-a ales pe păstori pentru că El ne vorbește în momente obișnuite, dar mesajul este cu totul și cu totul neobișnuit. Dumnezeu le-a vorbit păstorilor pentru că ei erau pierduți ca și noi în lumea lor și el, Dumnezeu, a vrut să ne atragă în lumea lui și asta vrea să facă și în seara asta. Și apoi, nu uitați că Dumnezeu a transformat marele mesaj dat omenirii, că s-a născut Hristos, într-o invitație personală pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne ca în preajma acestor sărbători să înțelegem aceste adevăruri simple. Amin.